Agenția locală pentru ocuparea forței de muncă informează că în săptămâna 4-8 martie în județul Neamț sunt disponibile 795 de locuri de muncă. Dintre acestea, 290 sunt în municipiul Roman și sunt repartizate 150 de locuri de muncă în industrie pentru meseriile de confecționer, asamblor, articole textile, muncitor necalificat, muncitor necalificat în confecții, operator, confecționer în industria de îmbrăcăminte. În construcție, agricultură și silvicultură sunt disponibile 65 de locuri de muncă, printre care un post de inginer mecanic, un post de inginer topograf, un post de inginer constructor, un post de contabil, 7 posturi de dulgheri, 3 posturi de faianțori și 11 posturi de ferar betonist. În comerț, servicii și alte activități sunt disponibile 74 de locuri de muncă, în meserii cum ar fi acelea de agent de securitate, agent turism, bucătar, casier, confecționer, tâmplărie, electrician, femei de serviciu, lăcătuș mecanic, manipulant marfă, manipulant tâmplărie. Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției din strada Olteniei, numărul 2325, la telefonul 0233 743848, persoană de contact Cătălina Ursărescu.